acum două pildi scurte, că avem, cred că ne permite timpul. Timp, da. Așa. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. Omul acela avea o vestirie la biserică pentru săraci, avea paznic la biserică, dar a spus așa: banul este sursa de ispitire a diavolului. Când voi trimite un om să ia, îi spui doar atât: Dumnezeu este în fața ta, ia cât ți se cuvine. Atât. Asta era formula de adresare. Nu numărat, nu proces verbal, nu chitanță. Și mergeau săraci și luau din acea cutie a mirii în care Dumnezeu punea și nu se sârșa niciodată. Pe o parte soseau bogății la Patriarhia din Constantinopol, pe altă parte plecau bogății din Constantinopol, se împrăștea la săraci. Și ca să vedeți până unii merge puterea gândirii dumnezeiești, la un moment dat îi se arată Dumnezeu și îi spune: Ioane, dar tu vrei să fii mai milostiv ca mine? Zice: Doamne, eu nu m-am gândit la treaba asta niciodată. Dar tu ai spus să nu lipi inima de aur. Da, Ioane, zice, da. Chiar te-ai lepădat total? Nu, Doamne, eu nu m-am lepădat. Îi aurul tău și faci ce vrei cu el. Și spune Viețile Sfinților că 50 de corăbii de grâni intrau în Constantinopol, 50 de corăbii de grâni pleca din Constantinopol pe vreme de foamte, din necaz, de sărăcie. Iar aurul sosă cu corabia și pleca la tăți săracii. De aceea și fost numit Patriarhul cel Milostiv. Iar cea mai mare minune care s-a întâmplat în viața lui legat de bogăție, se ducea cu diaconul, cu tresura la o slujbă. După un colț de cetate apare un olog, un strâmb de ăsta și: Ioan, dă-și mie un pol de aur. O să-ți bagă mâna în rentereu meu că sunt cinci și dă-i unul. Mai încolo iar apare: Ioan, dă un pol de aur. Patriarhul îi spune: dă-i mai un pol de aur. Asta zice: da, stăpâni, da. Asta a mai fost odată. Băi, dă-i un pol de aur. O termina cei cinci pol de aur și iar au apărut. Și zice: Ioane, potirul tău din care slujești e de aur, nu scade să ții tinichele, că Dumnezeu stă inimă, nu-n potir. Ia-l mă și pe ăsta. Apare iară slăbănogul ăla, ologul ăla, și spune așa: Ioane, ai pe tine o cămașă prea bună. Aia nu-i pentru un episcop și pentru un cuvios. O oprit Patriarhul Ioan tresura, o da jos reverenda, o da jos cămașa și i-o dat. A mers la slujbă. Când a ajuns acolo la locul unde era slujba, a văzut toată slujba că Patriarhul umblă pe el cu o cămașă de aur strălucitor. L-a chemat pe diacon și a zis: băi, da, Patriarhul Ioan s-a străcat de cap și cu el. E atâta lume săracă aici, e atâta lume și el în opulența asta. Tu nu vezi cum îi strălucesc manșetele și gulierul și cămașa? Da, și ce să-i fac dacă îi strălucesc? Nu a spus diaconul nimic, că s-o spărea și el ce-o văzut. Da, da. Și când s-a terminat slujba, ca să nu-l tulburi pe patriarh, l-a luat deoparte și a zis: părinte, uite, ai smintit toți clerici, te-ai îmbrăcat în halul ăsta, în cămașă strălucitoare de aur, la o slujbă, unde vine Hristos. Păi dacă noi purtăm aur, Hristos ce mai poartă? A zis patriarhul: o, fiilor, ce greu e să aveți ochii minți deschiși. Îi desfăcu reverenda și i-a arătat că era luată pe piele, n-avea nimic pe dinisul. Dar Hristos i-a dat cămașa aia pentru milă, pentru milostenie, pentru că nu era legat de nimic. Și i s-a arătat noaptea Hristos și a spus: pentru smerenia ta nu o să reușești niciodată să dai tu de pomană cât am să-ți dau eu ție în patriarhia ta. Așa a fost. Asta ca să înțelegem că atunci când faci o bogăție, de exemplu, ești cioban, ai 1000 de oi, ești zootehnist, ai 1000 de vaci, ești agronom, ai 2000 de hectare de pământ, 3. Asta nu înseamnă că tu ești bogat. Tu ești harnic și ești muncitor. Aceea se numește muncă cinstită. Vrednic este lucrătorul de plata sa. Spune Scriptura. Iarăși la Psalm spune acolo: ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Spune în epistole, e dator ăsta, țăranul sau pe omul, să are, să seamene, să aștepte roa cerului să crească și să adune. Se spune acolo:
Cine cu trudă și cu lacrimi seamănă, cu veselie seceră. De ce? Tu arunci în braț la pământului grâu iarna. Dar ai știut vreodată că nu îngheață, că nu-l mănâncă gângănile, că nu-l strică dobitoacele, că nu-l strică intemperia, că se întâmplă ceva? Nu. Păi nădăjduit în Dumnezeu că îți va da roadă bogată. Iar la vremea, doar ați fost vreodată vara, ați văzut de frumoasă la anurile de grâu, cum stau galbeni în soare și așteaptă să vină combina slitreirii. Ăla e darul lui Dumnezeu pentru munca umblă, ce nu este bogăție condamnabilă. A drept dovadă că Iov avea 1000 de cămile, 2000 de asini, 2000 de boi, vreo 5000 de oi și nu știu câte, ce mai avea el pe acolo. Și vine și îi spune slugerii pe rând, uite, au venit păgânii și ți-au luat asta. Ce spune Iov? Cum mi s-a părut Domnule, așa au făcut, să fie numele binecuvântate, așa muși până în viață. Nevasta de acolo a nebunit. Cum adică? Noi ce facem de acum săraci? Oprește-te, femeie. Cum le-am adunat pe cele bune și ne-am bucurat. Așa trebuie să le primești pe cele rele. De ce vorbești ca una nebună, de care nu știi de Dumnezeu? Și când l-a iertat Dumnezeu de pedeapsă pe Iov, după 7 ani de lepră, că au avut 7 copii care au păcătuit, când benchetuiau, când o prăbușă diavolul casa pe ei, la curtea lui s-au născut tot atâția copii cât au avut și au avut atâta avere, spune așa Scriptura, ca și cum ar fi plouat 3 zile și 3 nopți cu bani de aur. Deci asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă noi ne uităm la România asta a noastră, unde trăim, țărișoara asta a noastră, cea mai frumoasă formă de relief din lume, cel mai frumos arc carpatic, care are un rol extraordinar, cine nu știe geografie, vorbește de pe păreți. Cele mai frumoase podișuri, cele mai frumoase dealuri, cele mai frumoase câmpii, cele mai frumoase lungi, cele mai frumoase ape, cele mai frumoase râuri, cele mai frumoase fluvi. Deci, în acest colț din lume unde ne-a pus Dumnezeu pe noi, n-are nici Elveția, nici Austria, nici Suedia, nici Belgia, nici Danemarca, nici Irlanda, nici Finlanda, nimeni. Este cel mai frumos loc din lume demonstrat de specialiști. Din punctul de vedere al rezervelor, unde s-a făcut un calcul cât s-a furat de-a lungul istoriei din țara asta și încă este. De-a lungul istoriei, nu de ieri de azi. De-a lungul istoriei. Deci e un loc binecuvântat. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu-i treaba. Dar este și treaba celor care pun genunchiul la rugăciuni, care fac mătănii, care se roagă, care slujesc într-un altar, care prind o lumânare, care fac o liturghie, care bat o metanie, care pomenesc cu mort, care prind o lumânare. Dumnezeu răsplătește aceste lucruri cu darul. De exemplu, ceea ce nu știu unii sau nu vor să știe, este următorul lucru. La moartea lui Neanicu, a lui stăpânul Ceaușescu, noi avem 10 milioane hectare de jumătate de teren arabil dat culturilor, din care 5 milioane era irigat. Azi avem 5 milioane, dar vândut. Nu irigat. Am avut, în 1989, 9 milioane de bovine. Am avut aproape vreo peste 10-15 milioane de ovine. Astăzi suntem sub 1 milion de bovine, cu tot, cu fermi, cu oameni, cu particulari, cu tot. Și nu știu dacă mai suntem la 2 milioane de oi în toată România. Hai să spunem că poate 3. Deci, oamenii s-au învățat că nu mai este nevoie de muncă. Și au venit formele noi de îmbogățire, formele tehnice. Care sunt formele tehnice de îmbunătățire? Pentru mari occidentali ai lumii, care stau într-un birou și pun așa câte 4 pereți de calculatoare, ei știu să urmărească bursa aia. 1%, 2%, 3%, 5%, când trece 24 de ori, își fac calcule și din calculator își duc după niște indici, niște sume în conturi. 1 milion de euro azi, poate 1 milion mâine, poate 1 milion poi mâine și ei se îmbogățesc din niște jocuri financiare contabile. Aia nu-i bogăție, e ceva fictiv.